Bună seara, mister! Știți cum se mai întreabă așa retoric în fotbal? Ați fi semnat pentru 0-0 înainte de meciul ăsta? Nu știu, noi de fiecare dată pregătim jocul la victorie, dar depinde și de cum decurg lucrurile pe parcursul jocului. Este posibil să fii mulțumit cu un punct, este posibil să nu fii mulțumit cu un punct. În orice caz, astăzi a fost un joc plăcut, așa, și pentru telespectatori, și pentru public. Chiar dacă nu s-au marcat goluri, au fost foarte multe situații de a marca. Eu consider că noi am controlat jocul de astăzi, chiar mă uitam pe statistică, eram curios. Am avut o posesie de 64%, am avut 18 situații de a marca, ne-am creat multe situații de gol. Este adevărat că puteam să și pierdem acest joc. Am avut șansă când Garita a ratat penalti și a mai scos Lucas Dropa o minge de pe linia porții. Dar, până la urmă, îmbucurător este faptul că arătăm bine. Jucăm bine, suntem o echipă care punem probleme. Astăzi ne-a lipsit, din punctul meu de vedere, decât golul. În rest, am controlat jocul, am pasat, am încercat să desfacem organizarea foarte bună defensivă a FC Argeșului. Este clar că, am spus și înainte de joc, întâlnim o echipă bună, o echipă bine organizată și chiar am spus că Garita este un atacant periculos și ne-a pus în dificultate de câteva ori, dar încă o dată sunt mulțumit așa de jocul care l-am făcut, însă nu sunt mulțumit de rezultat. Puteam să câștigăm. În prima repriză am avut 4 situații bune, clare, de a marca. Este adevărat că și ei au avut bara lui Garita și penalti. Putea să fie undeva 4-2 pentru noi la pauză, dar ăsta este fotbalul. Încă o dată, am întâlnit o echipă foarte bună. FC Argeș, o echipă organizată, o echipă cu jucători de calitate. Până la urmă, este un punct câștigat în deplasare. Îl punem în zestrea noastră de puncte și încercăm meciul următor să câștigăm. Spuneați la finalul unei dintre partidele acelea, da, de la startul sau din startul sezonului, început foarte, foarte prost, că obiectivul este salvarea de retrogradare. Acum, după 5 meciuri fără înfrângere, rămâne acest obiectiv? Am vorbit, le-am spus și jucătorilor înainte de joc, că suntem practic la o răscruce și le-am spus că suntem pe locul 8 în clasament, la 2 puncte de locul 6, de Universitatea Craiova, dar pe de altă parte, dacă te uiți în subsolul clasamentului, ești tot la 2 puncte de loc de baraj. Așa că pentru noi era foarte important să obținem un rezultat pozitiv, era ideal să câștigăm ca să vedem în ce direcție mergem, cu toate că mai sunt foarte multe meciuri de disputat, dar îți dă o direcție în ce parte te îndrepți. Și v-a dat acum? Ca și joc mi-a dat speranțe. Uh-huh. Ca și joc mi-a dat speranțe că putem mult mai mult. Da. Am o curiozitate. În cupa acum veți merge cu echipa de bază sau cu jucători mai puțin folosiți? Că a tot fost povestea asta legată de cupa României. Din păcate avem foarte multe probleme medicale. Foarte multe. Astăzi l-am pierdut și pe Matricardi. Avem Vlad, avem Răduț, avem Ricardinho, sunt foarte mulți jucători. N-au jucat nici azi. Da, dar sunt jucători accidentați și nu știu, trebuie să mă gândesc foarte bine dacă voi începe cu primul 11 sau nu, pentru că la 3 zile jucăm acasă cu Chindia, un joc în care avem nevoie de puncte, bineînțeles că și cupa o respectăm, pentru că statutul de finalistă ne obligă să repetăm performanța pe care am făcut-o sezonul trecut, însă mă voi gândi bine să vedem ce decizie voi lua. Spuneți-ne despre, iată, acest episod cu Tamaș. El a fost un jucător foarte important la Voluntari, da. Din câte știu, a avut un rol important și în aducerea dumneavoastră la Voluntari ca antrenor. V-a șocat ce s-a întâmplat, că a spus ce a spus, că a fost înregistrat de antrenor și apoi acele declarații au ajuns peste tot în public? Da, îmi pare rău ce s-a întâmplat vis-a-vis de Gabi Tamaș, pentru că eu îl cunosc pe jucătorul Gabi Tamaș și îl cunosc și pe omul Gabi Tamaș. Și îmi pare rău că i s-a întâmplat acest lucru. Noi am avut, nu numai eu, vestiarul nostru și chiar conducerea clubului a avut o relație foarte bună cu Gabi, îl cunoșteam pe Gabi, îl știm cine este Gabi Tamaș. Mai departe nu vreau să comentez. L-ați înregistrat vreodată?
Nu, n-am înregistrat pe nimeni niciodată și n-am să fac lucrul ăsta. Dar cum vi se pare acum, sincer, gestul unui coleg de breasă să ți înregistrezi jucătorul? Da, nu vreau să mă provocați, pentru că nu este normal să vorbesc de un coleg de-al meu. Dar, pe de altă parte, ca și om, nu mi se pare uman să faci așa ceva. Însă fiecare are dreptul să facă ce vrea, n-am nicio problemă, dar nu mă provocați, pentru că nu vreau să discut despre subiectul ăsta. Încă o mică provocare, dacă acceptați. Da, accept. Reprezentat România la ultimul campionat mondial la care am participat, da? Da. Acum 0-10 cu Silkeborg din Danemarca. Da? Pentru că e o echipă românească ce evoluează în cupele europene. Sigur, avem și CFR-ul la capătul celălalt. Care este adevărul despre fotbalul românesc? Care e adevărul? Nu cred că asta este valoarea FCSB-ului, sincer. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu mă așteptam la jocul retur, ca la jocul retur să arate mult mai bine. Dar trebuie să recunosc că la 3-0 am închis televizorul și m-am culcat. Da. Sincer. Poate v-aș fi trezit la 4-3 ca la Dinamo. Nu, am întrebat dimineața cât s-a terminat rezultatul. Mi-a părut rău, pentru că este o echipă românească și nu este imaginea țării, imaginea fotbalului românesc până la urmă. Dar ei știu ce au de făcut pe acolo, dar asta nu știu. Mulțumesc, seară bună! Seară bună!